După ce ieri o echipă de muncitori ai grupului de firme Novafur s-au conservat vechea clădire a colegiului Ion Maiorescu împotriva viscolului și a ploii, astăzi acțiunea a continuat cu igienizarea zonei. La prima ora dimineții, un grup de angajați ai Departamentului Urbanism din cadrul primăriei a venit cu materialele de igienizare necesare pentru a curăța atât curtea interioară a liceului, cât și împrejurimile acestuia. Deși activitatea trebuia efectuată de elevii instituției de învățământ, din cauza vremii nefavorabile, acest lucru nu a mai fost posibil. Așa cum am promis, astăzi, pe tot parcursul zilei, se va desfășura această acțiune de igienizare a zonei. Am solicitat de la Direcția Urbanism, din cadrul primăriei, câteva persoane care să se ocupe de acest lucru, deoarece vremea nu ne permite să acționăm altfel și să cerem și sprijinul elevilor, care, știți, sunt o parte din cei ce mai aruncă gunoaie în zonă și atunci câțiva dintre ei și-au și oferit sprijinul, mai sunt și elevi sancționați și atunci, conform regulamentului nostru de ordine interioară, puteam să le cerem sprijinul pentru această acțiune. După 4 ore de muncă, timp în care muncitorii au adunat aproape o remorcă de gunoi, zona a început să capete o imagine mai plăcută. Potrivit conducerii liceului, în următoarea perioadă vor mai avea loc astfel de acțiuni.